Cei care tac este un album care a fost inspirat din romanele de fantasy ale lui Marian Coman. Piesa Bivolița, care apare pe albumul ăsta, este ca un teaser, pentru că textul e o novelă de acolo, din cartea aia, din care am extras versurile.
Cei care tac îți vin de hac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ia spre mine.
ciudă întunecată, iar părul îi stătea zburit. O măciucă de lemn ducea în mâna lui. Avea scobite fel de fel de litere și de semne. Semnul să-și deschidă porțile. S-a auzit un troste și un copac uriaș s-a frânt. Când gheaga lui a lovit capul bivolii, s-a frânt. Animalul s-a prăbușit. Avea goanele Moară praznicul.
moare târfulița dracului. Moare, se întâmplă rău, se întâmplă rău, se întâmplă rău, se întâmplă rău. O moare, o moare, o moare, o moare, o moare. Aruncat-o de pe potix în fața trenului. Moare, 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 moare târfunița dracului. I-a tras-o și acum o moară. Moare, 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 moare. Se întâmplă rău. Ai grijă cu aia! Am aruncat-o de pe post fix în fața trenului. Moare. Am prăștiat-o pe un kilometru. Pe un kilometru. Se întâmplă rău. Se întâmplă rău. Se întâmplă poate plânge, însă se
la carne să se scoane mirele lunilor noastre.
hai să mergem la ei și să facem terapie cu ei. Cala. Cala e deja acolo. Nu e ca în poveste că ne vom aduna toți în fața lui și apoi vom da socoteală pentru tot ce am făcut, ci vom fi pedepsiți individual, fără drept la replică. Avertizmentul a fost dat de mult. Pedeapsa nu va fi cu nimic în însă, cu nimic mai puțin, ci doar cu răul pe care l-a făcut noi. Asta înseamnă că o viață întreagă ne-am pregătit pedeapsa. Cu cât răutățile sunt mai mari, cu atât tăinia e mai mult. Thank you.
dezvoltarea chestii creative la care poate participă și Cristian va fi cândva în pandemia următoare, prin iarnă, poate tot aici, că sigur ne primește și tragem un album, ce drag. Da, chiar ar trebui. A fost un bosom.